Sfântă e casa, cu focuri veșnic din patră. Sfântă e casa. În imaginile de pe ecran îl vedeți pe Gheorghe Cioruța, preot diacon la o biserică din Chișinău. La vârsta de 26 de ani, tânărul tata a două fetițe a murit în urma unui grav accident rutier. Cea mică nici măcar nu se născuse. Nu o anunțați nimeni, eu știu că e însărcinată și să nu pierdă copilul. Cel mai greu a fost să cumpăr costum de îngropare. Tragedia a avut loc în vara anului 2022, iar de atunci Natalia, soția lui Gheorghe, își crește de una singură copiii într-o cameră pe care o închiriază. De ce nu vine? Pentru că ea mă întreabă, unde tata? Ce se întâmplă acum la dânsa? Cum o să ajut? Eu nu știu cum să ajut. Nu pot ajuta. După visurile acestea, des mă gândeam că cred că mă cheamă la dânsa și nu știu dacă o să fie tot bine. Cum s-a produs accidentul rutier? Cu cine era tânărul în mașină și de ce soția acestuia cu doi copii în brațe riscă să ajungă în stradă? El permanent îmi spunea, eu am să mor tânăr, hai să vezi. Astăzi vă povestim istorie de viață care merită vorbite. După ce a rămas singură, acum Natalia riscă să rămână cu doi copii în stradă, fiind alungată din apartamentul pe care îl închiria cu soțul. Tânăra este nevoită acum să meargă la mama ei, care locuiește într-o cameră de câțiva metri pătrați. Natalia, bine te-am găsit și îți mulțumesc că ai avut încredere în mine ca să fim astăzi la tine acasă, să-ți povestești istoria, durerea ta. Vreau să te întreb ce s-a întâmplat cu soțul tău. Soțul meu a plecat cu nașul la un drum. Nașul a rugat să-l ajute în calitate de șofer. Soțul meu des pleca cu nașul. Și acasă nu s-a întors. A plecat seara de joi. Pentru că soțul a decedat vineri. El toată ziua de joi a fost cu noi. Eu am avut în ziua aceea, m-a rugat un coleg de grupă, că eu am făcut teologie, un coleg de grupă de teologie, m-a rugat să-l ajut să pregătesc o sală de nunță. Și eu l-am rugat pe Gheorghe să mă ajute cu fetița, că era atunci micuță, avea un an 4 luni. Și el a pers cu noi acolo. La sală a stat cu fetița, s-au jucat, el a plimbat, mă rog. Și eu ajutam colegul să pregătească sală de nunță. Calcam, aranjam mesele, ca la o nuntă. Și la telefonul la nașul l-a rugat să meargă cu dânsul la drum, să-l însoțească, pentru că de obicei îl mai ajuta în confind de la nașul nostru, dar acela era plecat. Și neavând cine să-l ajute, l-a rugat pe soțul meu. Soțul era în calitate de șofer? Da, soțul era în calitate de șofer, pentru că nașul avea des apeluri, am înțeles, și așa îmi spunea cel puțin soțul, că nașul des vorbește la telefon și mă rog să nu fie să sustragă de la volan și mai era nevoie de un om ca să nu fie singur la drum. Era în timpul nopții? Nu, eu plecat, noi am venit de la Floreni, că colegul meu are acolo sală de nunți la Floreni și noi am venit acasă, în jur de ora 6, cred că poate aproape 6:30 era acasă și soțul pe la vreo 7:30, aproape de 8, a plecat cu nașul în raionul Drochia. Nașul acolo, părinții lui acolo locuiau. Socritei? Nu. Părinții nașului, la Șuri. Socrii mei locuiesc la Țărigrad, tot raionul Drochia. Și des soțul îi plăceau aceste drumuri pentru că avea posibilitatea să-și viziteze părinții. Că mă rog, dacă te afli la Chișinău 3 ore de drum, e cam greu să mergem cu toată familia. Mai ales la mine, la fetiță, e rău de drum, mi se face și mai greu pentru noi a fost drumurile. Deci pentru dânsul era bucurie să meargă cu nașul, plus el spunea nașul mai dă niște bănuți și eu tot în familie îi aduc. Ce s-a întâmplat cu el în timpul? El când... Ce s-a întâmplat exact, nu știu, eu n-am fost acolo, dar din ce cunosc eu, el a dormit la volan. Eu am fost ultima care am vorbit cu dânsul la telefon. Noi am vorbit la în jur de 5:30 ceva era. Pentru că eu știam că el din aceste drumuri vine de obicei la 1, la 2 din noapte, cel târziu 3. Și cred că noaptea aceea ceva am simțit eu, pentru că din oră oră m-a trezit. Unu, el nu era, două, el nu era, trei, el nu era, patru, el nu era și deja la cinci zic că dacă
dacă tot noi trebuie să-l sun să văd unde e. Pentru că el îmi spunea să nu mă suni când eu sunt la drum, pentru că sunt la volan, nu pot vorbi la volan. Și eu știam dacă el e cu nașul, o să mă strădă, nu mulți vorbesc. Dacă vorbesc, îl întreb strict necesarul. Și eu numai l-am sunat și l-am întrebat, Gheorghe, unde ești? Ce nu vii acasă? Și el era foarte serios la voce. Avem momente când era mai vesel, când era glumeț, dar ziua aceea era foarte serios la voce și a spus, Natalia, eu deja vin acasă, noi am avut niște probleme cu o roată, de jumătate în jumătate de ori ne-am oprit și am umflat-o și am găsit o vulcanizare și am schimbat roata și deja venim acasă, avem vreo 100 km până Chișinău. Și deja am văzut că 6 noi, 7 noi, eu la 7 am scris mesaj. Cred că deja simțeam că ceva nu-i bine, am scris mesaj, pot conta, știind că el trebuia să vină, noi să mergem a două zi iarăși să ajutăm la sală acolo și el trebuie iar să mă ajute cu fetița și el a spus, eu am să reușesc să vin să te ajut. Și eu chiar am scris mesaj, pot conta pe tine sau nu contez, sau eu fetița și plec singur sau ce fac, pentru că pentru mine era tot, trebuia să merg la rutier, la Florin să ajung. Și am văzut că el nu vine, dar colegul m-a aștepta și eu am luat fetița, am îmbrăcat-o și am plecat, l-am sunat pe dânsul de foarte multe ori, nu știu, vreo 15 ori poate l-am sunat. Era chemare? Era chemare, da, dar nu răspundea nimeni. Și l-am sunat și pe nașul, tot era chemare, tot nu răspundea nimeni. Dar pe nașul nu-l sunam des, pentru că, mă rog, știam că soțul spunea să nu-l suni, nu-l deranja pe nașul. M-am ce gândit... spunea inima în sufletul în momentul ăsta când ai sunat de atâtea ori și nimeni nu-ți răspundea? Sine mea, cred că știam că ceva s-a întâmplat, pentru că eu știam că el oricum trebuie să răspundă. Eu speram, era speranța mea că poate el era foarte obosit și s-a dus la naș și doarme. Sau s-a oprit la marginea drumului și doarme. Dar în dimineața aceea, știți, cred că taina cununia asta face, m-a durat tot corpul, m-a durat mâinile, picioarele, absolut tot. Că eu m-am trezit să merg și mamica m-a ajutat până la stație să ajung cu fetița, mamica se ducea la muncă și eu spun mamic, nu știi cum mine azi, mă doare tot trupul. Zic, niciodată în viața așa nu mă durut, tot trupul mă doare. Zic, parcă mă ars, chiar așa am spus, parcă mă ars cu peste mine. Zic, nu știu ce am azi. Zic, și așa am vine să url, dar nu știu ce am în sinea mea, vine să plâng. Zic, nu înțeleg starea asta mea. Și am mers la rutieră, dar, cum am spus, în sinea mea ceva simțeam și zic, să mă aud la știri. Să văd dacă nimic nu s-a întâmplat, niciun accident. Soțul meu era foarte atent la volan, era foarte ușor manevra, el era bravo la volan. Doar că era obosit. Era foarte obosit pentru că el a dormit. Că noi, când el s-a pornit la drum, el era dormit, el era sătul, el era odihnit. Dar de la 8 seara s-a pornit, de la socre, el a trecut pe la șuri, pe la nașul acasă, la părinții lui, pe urmă s-a dus pe la socrii mei, la Țărigrad și pe urmă am înțeles că a fost la bunica la Bălți, că soțul avea o bunică la Bălți și a trecut și pe la dânsa. Așa, cred că ultima vreme el simțea ceva, că el vrea pe toți să viziteze, de la toți și ei cred că a rămas bun. Eu nu știu ce simțea el. Și a trecut și pe la bunica și am înțeles că el s-a pornit în jur de orele două de la Țărigrad și așa am înțeles eu. Tu de ce n-ai sunat la socrii tăi? Poate ei cunoșteau ceva. Era noapte. Erau două de noapte, trei de noapte. Dar deja, când îl sunai pe soț și nu răspundea nimeni la telefon, de ce nu ai sunat socrii tăi? Nu știu de ce nu i-am sunat. Cred că undeva în sine mea mă temeam să nu se întâmplă ceva. La mine socră are probleme cu inima și mă temeam să nu... Dacă s-a întâmplat ceva, să nu... Sau să nu o sperie, să nu retrăiască, să nu-și facă griji. Și cred totuși, cum ai aflat? Eu eram la Florin deja, călcam și... Eu așa mi-am amintesc bine gândul acesta care l-aveam când călcam pentru scaune, pregăteam, vorbeam cu o femeie și povesteam de soț, povesteam de fetiță, de familia noastră. Femeia ce abia o cunoscuse, acum nici nu mi-am amintesc cum o chema. Și mă gândeam în mintea mea, zic, o să vin acasă după ce termin și o să-i demonstrez soțului cum am descurcat singură. Uite, singură am putut și cu fetița și să pregătesc tot. Și mă sună mama și îmi spune, dar cum ai să te descurci tu și cu fetița acolo? Hai, eu am să vin să te ajut. Cred că era vreo 8:30 și eu spun, zic, nu... Dimineață. Zic, hai, nu veni, că eu mă descurc singur. Deci, nu, eu, hai că eu vin, că pe mine m-a eliberat la lucru. Mamica lucra de dacă într-o familie, pe mine m-a eliberat la lucru și eu vin la tine. Zic, bine, dar mamica era așa schimbată la voce, zic, e bine, hai, vină. Și colegul meu a venit la mine și îmi spune, el știa că eu sunt sărcinată, deci, Natalița, trebuie 20 grame de coniac să luăm. În cinstea tinerilor, zic, nu, eu nu beau pentru că sunt sărcinată și eu, în general, nu consum eu. Nu, trebuie. Zic, dar nu mai puneți că nu vreau. Nu, trebuie. În câta lună?
6 săptămâni. 6 săptămâni. Da. Și el spune că nu, trebuie. Hai că trebuie. Și așa s-a pus, nu știu cum, în capul meu. Eu zic, dar nu vreau de el. Zic, nu mă săguști, o licuță nu mă săguști. Eu zic, nu mă impuneți. Până la urmă am luat aceștia 20 de grame și încă cu bomboană. El știa. Mama l-a sunat și i-a spus să fac ceva, o să-mi dea calmante, oriceva să mă pregătească. Și eu am văzut că care treceau prin sală, aceia băieți care mai lucrau acolo, erau schimbați la față și tot la mine straniu se uitau, zic, ei cred că se uit la mine, că eu și copilul am venit la lucru, zic, cine știe ce gândesc ei că am venit eu aici la lucru. Și a venit mama și a venit cu fratele. Și mai mică numai, i-a spus lui fratele, eu pe Dorotei, fetița cea mare, eu pe Dorotei la o parte. Și m-a chemat colegul meu și o să-ți întâlnesc, trebuie să te așezi pe scaun, noi vrem ceva să-ți spunem. Dar eu zic, da, și vreți să-mi spuneți că Gheorghe ne-a murit în accident? Eu știu. Dar ei spun, de unde știi? Dar eu zic, unde îi spuneți? În spital? Ce s-a întâmplat? Și atunci colegul mi-a spus că... E momental, cred că nu vreau să întindă, el deodată mi-a spus, el a murit. Zic, nu, mama, ce vreți că splâng sau ceva? Zic, ceva, nu-i posibil. Și a spus, Natalia, el e mort, el a murit. Și atunci... Nu știu cum fetița se juca și a luat țărnă din flori și a aruncat pe jos țărnă aceea. Așa bine îmi amintesc lucrul acesta, zic, parcă era, știți, un semn așa, aruncat țărnă aceea pe jos. Zic, nu-i posibil să fi murit. Zic, el e viu, ce-i cu voi? Eu trebuie să-l văd că el e viu. Nu-i posibil, eu am vorbit cu dânsul, am vorbit că eu știu că el e viu. Și eu ți-am minte că el o chemat, mamica a făcut legătură tot cu matușca de la biserică, a găsit o mașină care să vină de la Florin Smaia. Și să mă duc la piață ca să-i cumpăr soțul un costum din gropare. Și eu îmi cer scuze. Cel mai greu a fost să cumpăr costum din gropare. Pentru că eu țineam minte mire și acum trebuia să... Mintea mea nu credea și cred că până la urmă nici acum undeva... În inima mea nu cred, pentru că mă aud în poză și eu îl văd viu, eu îl aud parcă viu. Și tot ce fac eu permanent, parcă l-aș întreba pe dânsul Gheorghe, cum să fac? Gheorghe, cum să procedez, ce ai face tu? Și nu îi zic ca să nu vorbesc, de exemplu, cum ar face Gheorghe, ce ar spune Gheorghe. Permanent. Ce vârstă avea? 26 de ani. Și noi mergem cumpărat costum din gropare lui și am mers la biserică și am luat... Soțul meu a fost deacon și am luat veșmintele lui de la biserică. Veșmintele le-a cusut mamica mea. Când l-am întrebat, pentru că sunt 7 culori, l-am întrebat, Gheorghe, ce veșminte, ce culoare vrei primele veșminte? Pentru că de obicei ori aurii, ori albi, aurii de obicei, cel mai răspândite, cel mai des folosesc. Și eu l-am pus, eu vreau albi. În acestea și-a murit. În acestea a fost îngropat, adică. În acestea... L-am petrecut într-un drum. Au fost unicele lui veșminte care erau al lui și în ele... Natalia, cu toate că te pregăteai de mormântare, aveai starea asta că lucrul ăsta nu se întâmplă cu tine? Da. Eu nu credeam, pentru că... Deși noi cu soțul mult vorbeam despre moarte, pentru că toți până la urmă o să murim. Noi mult vorbeam despre moarte, discutam cu cine ar rămâne copiii, ce aș fi vrut eu să întâmple dacă aș muri... Eu, ce ar fi vrut el să întâmple cu copiii dacă ar muri el. El permanent îmi spunea, eu am să mor tânăr, ai să vezi. Spunea, hai, nu spune prostii. Și spunea, ai să vezi. Pentru că tu fără mine ai spot, iar eu fără tine n-am spot. Aceste cuvinte îmi spunea și nu înțelegem din ce cauză. El spunea că eu sunt mai puternică de fire, sunt mai... Nu știu, poate e drept, poate nu e drept, dar... Poate să înțeleg lucrurile astea, poate mă pregăti, pentru că și în ultimul lui drum, el când a mers, așa ceva el niciodată în viață nu a făcut, dar când a plecat la drum cu nașul, m-a chemat și a spus, Natalia, vină cu acă, eu plec. Și am zis, bine, hai, el întotdeauna spune, hai, ceau, am plecat. Și hai, ceau, ai, drum bun, înger de pază. Și aici el spune, nu, Natalia, vină cu acă, eu plec. Și eu am venit în prag și el m-a luat așa cu mâinile de față și a început să mă sărute pe cap, pe ochi, pe obraj. Pe păr și eu îi spun, ce ai? Zice, nu știu, așa am vrut să fac. Și atunci o fetiță a sărutat, o fetiță era la mamica mea în brață, o sărutat fetița și
A plecat eu întotdeauna, el când pleca, cred că tot o presimțire oarecare. Întotdeauna mă uitam în urma lui. Făceam semnul cruci, el îmi spunea să nu faci semnul cruci, nu faci semnul cruci, că nu creștinești așa. Dar eu mă străduiam să-i fac semnul cruci când, oricând o vede, oricând... Nu mi-amintesc dacă în ziua aceea am făcut semnul cruci. Dar așa și-a luat rămas bun de la noi într-un fel, când a plecat. Fratele meu mi-a spus, Oleg a murit, Gheorghe, cum a murit, am sunat-o pe altă sora mea, aceea e tot, cum a murit? Am sunat-o doamnă, o bună la el, o matușcă, am sunat-o și am spus, matușcă, tatăl și-am pățit noi. Cum să ajungem noi la Florin Natalera? Ajuta acolo la o ceremonie, masa se aranjează. Matușca a spus, nu retrăi, liniștește, calmează. Dar eu am început a urla în casă și copilașul celălalt s-a trezit și s-a strigat tare. S-a trezit copilașul, am sunat mămica repede, am anunțat-o, zic, Alexandrina, vine repede, că e la noi acasă. E și ei s-au întors de la loc, nu la serviciu, la lecții era și s-au întors repede acasă. Încă, doamna, ce mă am ajutat, mi-a dat 3.000 de lei și a spus că să vă trebuiască acum. Matușca a trimis șofer cu mașină. M-am urcat cu șoferul, m-am sunat ficior. Ficiorul lucrează la noi la 5 seara și era încă acasă eu. Și cu ficior am plecat cu domnul cel care ne-l-a trimis matușca aceea. Am plecat în, la Florin pe drum. Pe cu domnul Valerie am vorbit, el acum tot e diacon, slujește. Zic, domnul Valerie, cum să anunț, cum să fac? Și dumnealui spune că sună pe domnul cel unui se află Natalia și vorbește cu dumnealui. L-am sunat pe domnul Gheorghe. Domnul Gheorghe a învățat într-o clasă cu Natalia și cu Marlin, cu fiica și cu fiul, la Academia de Teologie. L-am sunat pe domnul Gheorghe și l-am rugat, zic, vă rog, nu, domnul Grigori. Și am spus, vă rog, pe Natalia cumva pregătiți-o, liniștiți-o, calmați-o. Până când chiar i-am spus, zic, poate de vreo 50 de grame de coniac să-i turnați, că ea să fie calmă, nu cumva să pierdă copilul. Noi, pentru noi asta era, noi tare, știm că e tare vrut. Eu vrut 7 copii, nu mai puțin Gheorghe-ți-o vrut. Doamna Elena, cum credeți, de ce s-a întâmplat tragedia asta cu generile dumneavoastră? De bunătatea lui. Bunătatea lui, tare bun la suflet era. El permanent spune, când Natalia spune, Gheorghe, stai-te rog cu noi acasă, Gheorghe, uite, ai timp pentru toți. El până când și cu buschetarii ăștia putea ori întregi să stei și să vorbească. El era tare, tare bun la suflet. Și acum spune Natalia, eu sunt la ascultare. Eu sunt la ascultare. Să nu-i permis Natalia să ducă în ultimul drum, poate nu se întâmplă. În ce relație erați dumneavoastră cu el? Foarte bun. Pentru mine era ca copilul meu. Când a venit prima dată cu noi, dacă am bolnit împreună de COVID, și locuiam după COVID, după ce ieșit din spital, eu venit la noi. Până atunci, tare puțin îl știam pe Gheorghe, foarte puțin îl știam, că ei nu m-au început numai s-au cununat și așa s-au dus aparte. Și pe urmă, după spital, s-a primit așa, că eu trăit aparte, nu merit în spital, nu merit eu cu ficiorul în spital. Și după ce au fost spitalizați, au venit la noi, unde noi locuiam, cu Marie, noi la Botanică locuiam atunci. Și au venit la noi să locuiască împreună cu noi, să stie 2 săptămâni. Deodată, el când a intrat în casă, așa, eu încă așa persoană n-am văzut în viața mea, și mă atingă și n-ați mai văd. El a intrat și m-au făcut așa cu mâini, zic, mă mic, și m-a cuprins și tremurat, dar râdea, nu că râdea așa un... Din cauza emoțiilor. Da, așa un râs, mă mic, eu sunt acasă. Așa avea el un pozitiv, avea foarte mare a lui. Și pe urmă, după asta, așa, el era tare mult să ruga, foarte mult să ruga, foarte mult citea. Foarte mult cânta, cântice bisericești, la dânsul asta era fără cânci, la nu trecere ziua. Și eu uneori chiar și mă enervam, dar el era așa o persoană, că eu mai e că mă enervam, dar el nu observa. Și a fost așa că eu de-am mai enervasem. În primul rând am stătut 2 săptămâni aproape împreună și de-am mai enervam. S-o
tot citește, ba cântă, ba citește, ba să roagă, dar de făcut treabă, dar uite ce la bloc poți să faci. Dar el asta le făcea. Și pe urmă, eu în viața mea n-am avut așa ceva, că să mă simt, nu știu, parcă de vină în fața lui, dar el nu-mi spunea niciodată nimic, dar m-am simțit de vină că eu, că când l-am urât în câteva zile, chiar că el face toate astea. Și a fost așa caz, că m-am apropiat și am spus, Gheorghe, iartă-mă, te rog. Dar nu i-a spus nimic, nimic, nimic nu i-a spus. Dar am simțit în suflet că am e ca răutatea asta. Era un om foarte bun. Și m-am apropiat și am spus, Gheorghe, iartă-mă, te rog. Dar el a făcut un zâmbet, pentru ce mami? Nimic nu mi-a făcut. Unde este soțul dumneavoastră, tatăl Nataliei? Tatăl Nataliei, noi suntem divorțați. El s-a recăsătorit, are familie, are copilaj micuț, tot de doi anișori, are fetiță. Adică dumneavoastră sunteți singură? Eu singurică de 13 ani. Suntem divorțați, 13 ani, eu numai cu copii. Doamna Elena, cât de greu vă este dumneavoastră să vedeți că și fiica dumneavoastră a rămas singură? Prima noapte când am dormit o coloadă însă după moartea lui, eu fața ei, lacrimile ei n-am să uit niciodată. Eu când ne-am culcat pe la 4 dimineața și am dormit o oră și chiar poate pe la 3, o oră și uleacă am dormit. Când ne-am trezit, m-am trezit, ea, fetița dormea, noi toți am dormit împreună, eu cu feciorul, pe un pat am dormit acolo la cuscră. Fetița dormea, dar ea stăteam, ședeam fotoliu și plângea și se uita pe geam. Și eu m-am gândit, ce la dânsa inimă? Ce se întâmplă acum la dânsa? Cum o să o ajut? Eu nu știu cum să o ajut. Nu pot ajuta. Eu nu pot să-i dau tot ce îi dă de Gheorghiță. Nu pot. Eu îi dau cât pot, dar eu o văd distrus. Eu o văd pe dânsa. Eu văd, văd toată viața. Eu nu știu cum ar să trăiască. Eu nu știu. Cât de mare greutate asta, uitându-vă la nepoțele și să știți că cresc fără tată. Fetițele... La a doua parte mai liniștit, nu știu cum, că nu l-a văzut. Cu prima e foarte greu. Cu Doroteea este foarte greu. Ieri Natalia o pregătea să vină la noi de acum cu traiul să mute. Dacă o alungă de aici, se mută la noi. Și o pregătea și îi spune Doroteea, noi să luăm toate lucrurile. Noi luăm totul din casă și ne ducem la băbulea, ca așa îmi spune mie. Și eu să uitați că ștătica cum mai merge. E permanentul. Pe fetiță o întreb și spune unui tată. Ea spune că la Doamne, Doamne, face nani. Dar de ce se întâmplă toate astea cu fiica dumneavoastră, atâtea greutăți? De ce nu are ajutor? Nimeni nu știe, singurică. Eu a rămas singurică cu doi copii. Și dumneavoastră nu aveți posibilitate să o ajută? Eu cu ce pot o ajut, dar eu nu pot. Nu pot cu motivul. Să, cât mai putem lucram, mă ducem, eu tot cu ziua lucrez, stau cu copiii, la curățenie mă duc. Și acum mai sunteți după operație? Acum sunt după operație. Și tot la chirie stați? Și tot stau la chirie, fix așa la chirie. Noi am chiriat întâi Natalia cu Gheorghiță în februarie și noi cu Marin în mai am venit în coace. Gheorghiț permanent a vrut că noi să fim alături. El îi spunea, a fost așa la noi, parculea, că eu îi spuneam, gata, mă duc aparte, mă duc aparte, mă duc de aici. Și el cum spunea, Natalia, roagă mama să nu-ți ducă. Rog-mă, și eu facem bordele pe haine mai, și scotem în cutie afară că nu-mi trebuie. Și eu fost așa că el a văzut cutiile și a intrat în casă Natalia și mămică vreau să ducă. El era foarte, noi străim împreună și toți grămadă să fim. Când soțul a decedat, eu eram doar cu o fetiță, ea avea un an și 4 luni și eu eram însărcinat cu a doua. Dar nu l-a întrebat niciodată pe Dumnezeu. De ce anume tu? Imaginez cum o să le fie la grădiniță, la școală, când copiii o să întrebe, de unde e tatăl tău? Cum te descurci? Ce faci? Și după visurile acestea, eu mă gândeam că cred că mă cheamă la dânsul și nu știu dacă o să fie tot bine. Natalia, zi-mi, te rog, cum ați făcut voi cunoștință? Am făcut cunoștință într-o zi de octombrie. Nu mi-am amintesc că era o zi ploioasă. Și stăteam pe holul Academiei Teologice, pentru că eu făceam teologie și soțul făcea teologie, el era anul 2, eu eram anul 1 la teologie. Mi-a venit cu fratele împreună la teologie ca să-l ajut. Fratele era după intervenție chirurgicală la inimă și preotul care l-a îndrumat pe fratele să meargă la teologie, m-a sfătuit pe mine să merg ca să-l ajut, a spus, și hai să înveți, și pentru că eu cântam la strană, la biserică, și a spus, și hai să înveți multe lucruri, pentru tine o să fie bine. Și am făcut cunoștință cu soțul meu. Mi-am amintit bine că
l-am întrebat. El de obicei când face cunoștință cu cineva spunea nume inventate, dar mi-a spus drept că îl cheamă Gheorghe. Și eu, țin minte, l-am întrebat, ești din Preot sau din Mireni? Pentru că eram din Mireni și aveam oarecare, nici nu știu cum să spun, adică mă gândeam de că picioare de Preot sunt un pic mai alentați, un pic, soțul meu era diferit. Nu era așa, el nu era alentat, el era simplu. Scuze-mă că te întrerup, ce înseamnă Mireni, ca să înțeleagă și cei care ne privesc? Cei care nu au un neam preot, oameni de rând. Iar soțul meu, tata preot, bunelul a fost preot, multe rude preot. La ei prin generații? Da, da, la ei generații, mulți preoți în neam. Dar la mine nu a fost nimeni preot, la mine nu a fost nimeni călugăr. Poate, undeva departe, străbunii mei au fost rugători. Dar în rest... Și din ziua respectivă ați început să comunicați? Da, noi doar comunicam. Și el într-o zi m-a rugat să merg să-l ajut la strană, la un... preot rudă de-a lui, verișoar de-a lui mama soacră. Și am mers odată, am ajutat, am cântat. Eu nu știam rânduiala, dacă eram anuntâi, încă nu știam tot tipicul, nu știam tot. Tipic asta e rânduiala cântărilor bisericești, a slujbii bisericești. Și el m-a ajutat cu tipicul, cu rânduiala, eu cântam, eu știam cântările sau citeam, că eram doar noi doi la strană. Și așa două slujbe am venit cu dânsul, el m-a ajutat, mi-a arătat tot. Și într-o bună zi, pur și simplu, n-a venit la slujbă, la o vicernie. Eu sun de el și că eu am uitat să-ți spun că eu sunt ocupat și nu mai vin. Azi, hai că este discurs. El iubea să mă pun într-o situație ca să vadă cum mă descurc. Și eu am început să plâng. Eu zic, cum? Eu nu știu măcar rânduiala. Hai, este discurs în talea, că tot știi, părintele, să te ajute. Și eu țin minte bine slujba aceea, prin lacrimi am făcut-o, că nu știam ce și cum. În fine, și așa a început povestea noastră, că noi eram la biserică, împreună la biserică, la strană. Unii rămâneam chiar după pereche careva melodii, care eu le știam, el nu le știa, eu îl învățam, sau ca el să citească corect apostolul, sau careva ce avea el de citit acolo, ca să-i ascult intonația, să-l îndrept, să-l ajut la chestiile astea și eu îl ajutam. Ce vârstă aveai tu și ce vârstă avea el atunci? Oh, nu mi-amintesc, nu mi-amintesc. Pentru mine asta așa parcă a fost așa de mulți ani în urmă. Am senzația că a fost foarte... Noi am trăit aproape 3 ani, dar am senzația că au fost toți 13 sau chiar mai mult, pentru că... Voi sunteți de 5 vârstă? Nu. Eu am fost cu 5 ani mai mare ca el. Și... Cât timp ați comunicat? Noi am fost amici un an și ceva, am fost amici, doar amici. Nu ne întâlneam. El îmi căuta neniri, eu îi căutam lui Mireasă. Deși noi amândoi am vrut în mănăstire. El avea gândul să meargă el în mănăstire, eu aveam gândul... Nu, eu nu vroiam în lume. Pentru mine era obositor. Multă nedreptate și eu mă consideram că dacă eu neam nu am preoți, nu am călugări, ar fi bine să fie un călugăr care să se roage pentru toți. Și eu chiar vroiam. Îmi plăcea chestia asta și acum îmi place, și acum mă gândesc că cred că Dumnezeu așa m-a ales, pentru că poate ar trebui să urmez mai târziu cândva calea asta. Dar din unde vine dragostea asta la tine pentru Dumnezeu? La soțul tău înțeleg că ei prin generații, tatăl preot, bunelul preot, dar la tine din unde vine dragostea asta pentru Dumnezeu, pentru credință? Eu nu știu, eu țin minte micuță când eram la noi, acasă nu se rugau părinții. Deși mama spune că tata se ruga uneori în felul lui, dar mie mi se părea ceva rușinos să te rogi și eu mă ascundeam ca părinții să nu mă vadă, îmi puneam pe scaunea lui coniță, improvizam candeluțe sau lumânare și mă rugam în ascuns să nu mă vadă nimeni. Și mai târziu niște obstacole în viață care le-am avut și poate lumea care am întâlnit în cale cumva am vorbit despre biserică și când nu cunoști vrei să afli. Și cred că căutarea aceasta m-a adus. Și plus tot, eu poate încă și o chestie, că eu am lucrat la oameni de alte religii. Am lucrat ca de dacă 5 ani. Și ei, mă rog, vreau să mă atrag în religia lor. Și ca oricare om care crede în ceva. Dar eu simțeam că eu am pe Dumnezeu meu, dar nu pot să-L pierd. Și cred că chestia asta tot m-a motivat. Da, m-a motivat ca să încep să mă rog, ca să încep să citesc, să cunosc. Și slujbele bisericești, eu mă odihneam în cântările bisericești, în slujbele bisericești, pentru mine asta era odihnă. Natalia, spuneai că tu îi căutai lui Gheorghiță Mireasă, el ții Miri și totuși până la urmă ambii ați format o familie.
Cum s-a ajuns la asta? Noi, tot într-o zi de sărbătoare, de Sfântul Spiridon, noi ne plăceam unul pe altul. Dar nu spuneați unul la altul asta? Nu spuneam în primul rând și cred că fugeam unul de altul, pentru că eu dacă fiecare vroia în mănăstire, se gândea oarecum, cred că nu e asta de la Dumnezeu. Așa, cred că astea sunt poftele mele, gândurile mele. Și eu chiar puneam la rugăciuni, la 40 de slujbe, chiar mă rugam și cineva m-a spus să citesc 40 de paraclisa Maicii Domnului ca Dumnezeu să mă lumineze. Cum e corect să merg pe calea familiei sau pe calea bisericii? Pentru că eu eram undeva între... și mie de dânsul îmi plăcea și lui de mine. El a fost primul care mi-a spus cum mă iubește. El a recunoscut primul? El a recunoscut primul. Și am zis, păi, de ce nu spui? Și... eu zic că eu nu știu dacă faci să încercăm să întemeim o familie, dar să ne cunoaștem, să prietenim. Și noi ne-am întâlnit o lună jumătate, practic, ne-am întâlnit. Și într-o zi eu m-am rugat să merg la părinții lui, ca să mă fac cunoscut la părinți. Și când am mers la părinți, el nu le-a spus la părinți că eu sunt prietena lui, dar le-a spus că e coleg de universitate. Și îți aminte, așa eram supărată și indignată. Cum așa? Toți colegii își le face cunoscuți la părinții tăi. Și el a spus că eu tot vreau să-l cunosc pe tatăl, pentru că părinții mei sunt divorțați. El pe mama o cunoștea. Și a spus că vreau să-l cunosc și eu pe tatăl. Și i-am spus tata poate doar luni, că el tata lucrează la teat și luni are zi liber. Și a zis, bine, dar hai, dar să facem așa, să-l cunosc și eu pe tatăl, dar să cunosc și socră între dânși. Așa a spus, cu scră între dânși, așa a spus el. Bine, așa eu știți cumva, eu luam un... nu că nu serios, dar în glumă, cumva. Da, da, la noi era ca un fel de glumă. Adică el, lucrurile care el vrea să le spună adevărat, el într-un fel le spunea în glumă. Și am spus ok. Și în ziua când au venit socri la Chișinău, i-am chemat la noi acasă, la unde trăiam noi, atunci locuiam la Botanica. Și el mă sună la telefon și îmi spune, ce spui peste o săptămână să ne cununăm, data din nou. Dar eu zic, uite, cumva, zic, tu așa spui de el, zic că da, zic că e bun, hai pe nou. Și nu știu cum așa am făcut, m-am gândit, eu zic cumva o săptămână, așa e repede, așa lumea, ce o să cred lumea, că s-a însărcinat sau ceva, nu știu, zic cum o să inviteze lumea. Și zic că vine postul mare și noi suntem tineri și o să ne tragă la păcat, dar mai bine să ne cununăm, că noi amândoi avem același țel în viață și să facem mica noastră biserică acasă, într-un fel. Și am zis, uite, dar pe nou nu se primește, hai pe 16, hai pe 16. Adică chestia asta a fost așa la telefon. Și ei au venit cu părinții lui și el spune că faceți cunoștință, cu scări între voi, faceți cunoștință. Dar mama soacră deja știa că el le-a spus că e ca noi ne cunăm 16, că e și unii grabă, dar pe vrem și inire, că el primul ficior, primul nepot, eu tot prima fică, prima nepoată, prima stră-nepoată. Și părinții, nu știu, așa erau prea serioși, că eu cunoșteam deja, am fost la ei și... atunci mi-am amintesc că el a spus că noi ne cunăm 16. Și mamica mea așa șocat, tăticul meu bucuros, e cătață. Și mamica mea tare șocată și părinții lui tot foarte șocat și au început deja să discute cum să facem nuntă. Dar noi nu vrem nuntă, noi nu vrem nimic, noi în general am avut așa gând, hai să ne cununăm, la nimeni să nu spunem, să venim și să spunem că noi ne-am căsătorit. Și am spus că nu-i corect așa, pentru că este porunca a cincea, cinstește pe mama tău și mama, tatăl tău și mama ta ca să-ți fie bine ție și să trăiești ani mulți pe pământ. Și zic că noi nu avem dreptul să-i lipsim de bucuria de a fi socri, de a cunoaște că copilul lor s-a căsătorit. Zic asta, noi nu avem dreptul acesta. Îl facem, zic, oarecare păcat. Trebuie să cunoască părinții acest lucru. Nu putem așa să fugim. Că nimeni nu ne fugărește din urmă, că nu e vremea prigoanei. Și așa noi am discutat și am spus că părinții au spus că ei vor totuși nuntă, ei vor noi să fim mire-mireasă. Deja am convenit, atunci era zi de luni, am convenit pentru joie să mergem la Cernăuți, pentru rochii de mireasă, mire. Dar noi cumva așa eram îndrăgostiți, nu ne trebuia nici rochii, nici nimic. Pentru noi era ok așa cum eram atunci îmbrăcați, să ne căsătorim așa cum eram atunci. Natalia, vorbeai despre socrii tăi. Zi-mi, te rog, cum ei te-au primit în familie? Pentru că ziceai că tu ești din Mireni, da? Așa este corect? Ei erau o familie de preoți. Cum ei te-au primit în familia lor? Foarte călduros, ca atare m-au primit. Foarte călduros. Ei nu i-au interzis niciodată lui Gheorghe alegerile lui. El de la vreo 16 ani era ba la studii, ba la o mănăstire, la ascultare, ba la altă mănăstire. Ei nu i-au interzis. Ei l-au lăsat să-și caute calea lui. Și
Era într-un fel, mama soacră până acum e așa, dacă vrei așa, dacă vrei altfel. Și i-a spus că e alegerea ta. Gheorghiță, soțul tău este unicul bărbat pe care l-ai iubit în viața ta? Da, cu adevărat, în toată inima. Eu și acum doar visuri cu el am și doar în oarecare măsură chiar îl aștept până acum. Și mi-a luat mult timp ca să strâng lucrurile din casă, mi-a luat 2 luni ca să strâng lucrurile din casa lui, hainele să le strâng, pentru că eu mă gândeam, o să vină Gheorghe și o să întreb Natalia, unde sunt hainele mele? Și eu ce să-i spun? Și chiar aveam careva hainuță care le-a purtat și el când a plecat mi-a spus, astea le pui la spălat, astea le dai dincolo, astea. Mi-a luat tot ordine și eu hainuțele cele care le-a purtat, le-am strâns și am spus, astea sunt pentru mine, să de dâns purtate ca să-l simt alături într-un moment când o să-mi fie foarte, foarte greu. A fost soțul ideal pentru tine? Da. Da. Ce simțeai atunci când ai adus-o pe lume, pe a doua fetiță, știind că tatăl ei nu este și nu o să-l vadă niciodată? Eu nu eram sigură că o să rămân eu vie după naștere, nu știu din ce cauză. Pentru că soțul foarte des în visurile mele m-a chemat la dânsul și eu permanent îi spuneam, eu nu pot acum să vin. Eu trebuie să culc copiii, eu trebuie să hrănesc copiii, permanent îi spuneam asta în vis. Eu nu pot acum să vin. Am să vin mai târziu, acum nu pot. Și după visurile acestea, eu des mă gândeam că zic, cred că mă cheamă la dânsul și nu știu dacă o să fie tot bine. Nașterea mea a fost un pic mai complicată, dar slavă Domnului, a fost cu bine, pentru că eu știam că am o rugătură acolo sus. Este mai bine de un an de când ai rămas singură cu 2 copii. Cum te descurci? Ce faci? Mine mă ajută fratele și mă ajută mama mea. Când soțul a decedat, eu eram doar cu o fetiță, ea avea 1 an și 4 luni și eu eram însărcinată cu a doua. Aveam 5-6 săptămâni de sarcină, soțul deja știa. Noi foarte mult ne-am dorit copil, el chiar încă înainte, am rămas însărcinat în mai, el încă în decembrie, la toți le spunea că noi degrabă să avem un băiețel, la toți le spunea lucrul acesta, el așa mult își dorea un fiu, pentru că, mă rog, ca oricare tată, cred că, ca să fie preot, poate cândva, nu știu. Dar acum mă descurc cu ajutorul fratele și al lui mama. Nu știu dacă, ce eram să fac dacă nu erau ei. Și Dumnezeu. Este Dumnezeu și a fost și multă lume bună care m-a susținut cu un cuvânt. Chiar și financiar, unii oameni m-au susținut cu lucruri, cu hăinuțe, cu alimente m-au susținut oamenii. Nu pot să spun, nu pot să mă plâng pentru asta. Chiar mulțumesc Dumnezeu pentru tot omul care m-a trimis în cale. Cum ai putea să descrii perioada asta? A fost o perioadă că mi-a trebuit să conștientizez că el nu mai este. Mi-a fost chiar greu să dorm aici în casă pentru că îi simțeam lipsa. Și fetița cea mare tot la mine dormea foarte greu dacă nu era tata acasă, dacă tata era plecat. Și era foarte agitat prima perioadă. El ține minte pe tata, îi deja spunea tata, îi deja spunea Gheorghe când el a murit. El ține minte pe tata și acum. Și cel mai dificil este să-i explic ei de ce a murit, de ce nu vine. Pentru că ea mă întreabă, unde tata? Sau ea când se joacă cu jucările ei, ea vorbește foarte bine, deja spune poezii, povești. Și mă întreabă, unde tata, când vine tata? Sau când se joacă roluri la dânsa în permanent jucările. Mama, tata și copii, mama, tata și copii. Și pentru mine acest lucru să-l văd e foarte, foarte greu. Și încă un lucru greu când merg la biserică, eu mă străduiesc să-l duc în fiecare duminică la împărtășanii și e greu să văd când un tată ține un copil, când se joacă cu ei și eu conștientizez că ei nu o să aibă dragostea asta. Pentru că soțul era tot pentru mine, dar fetița cea mare, cel puțin că cea micuță, încă nu a văzut-o, când a decedat, ei era tot pentru dânsul, era universul lui, ei era fata tatei, dulceața tatei și nu știu cum. Cu ce ochi îți privești fetițele știind că ele cresc fără tată? Eu încerc să mă gândesc că mai sunt copii la care le este greu. Dar imaginez cum o să le fie la grădiniță, la școală, când copiii o să întrebe, de unde e tata tău? Și eu nu știu ce o să spun ele. Fetița cea micuță, cea mare e singurică. Când o întreb unde e tata, e singură, începe a spune, tata sus, la Doamne, Doamne.
Și când întreb ce face tata, Nani, pentru că el ține minte în secret. Eu când l-am văzut în secret, am chemat-o și am arătat, uite tata, doarme. Și mi-a spus că duci la Doamne, Doamne, și ea, chiar și ei m-a întrebat, pentru că am început să strâng lucrurile, când noi ne mutăm la mamica cu traiul. Și am început să strâng lucrurile și am început să o pregătesc moral, pentru că îi spun că noi să ne ducem de aici, la altă casă, la bunica să ne ducem. Și ea îmi spune că nu vreau la altă casă, vreau aici, așa, mumos, îți place ție, mama? Zic că îmi place. Zic, vreau să ne ducem cu tot, cu toate jucăriile, cu tot, cu tot. Și tata cu noi. Și asta am venit cel mai greu. Cum să-i explic? Știți că... Ce vârstă are ea? Acum 2 ani și 8 luni. Ce micuță? 9 luni era împlinită. Să fii sănătoasă. Ambele să fii sănătoase. Mulțumim. Și asta cel mai greu, că eu nu știu cum o să le spun, cum o să le explic. Eu încerc în oarecare măsură de pe acum să o pregătesc, dar nu vreau să vorbesc de accident, nu vreau, pentru că ea pe urmă joacă toate lucrurile acestea, le folosește. Voi ați stat în chirie? Da. Cu soțul? Da, noi a treia zi de nuntă, deodată noi am găsit această gazdă încă înainte ca să ne căsătorim, că nu știam că ne cunăm și știam că este o femeie caută gazda și noi ne-am mutat aici a treia zi. Și soțul întreține familia? Da. Acum din ce bani toți întreții familia? Alocația lor, care pensia de urmaș, e pentru amândouă primesc 2096 lei. Și indemnizația pentru cea micuță, 1000 de lei. Și cât din banii ăștia duc pe chirii? 2000 de lei. 2000 de lei. Da. Dar înțeleg că nu vei sta mult aici. Nu, eu deja trebuie să eliberez, dar până m-a rugat să eliberez aici. De ce? Să plec. Eu mă gândesc că în oarecare măsură fie că au vrut mai mulți bani. Eu într-o zi o cerut să vadă în casă cum e. Și eu văzut că eu am făcut reparații, pentru că aici am făcut reparații. Eu, când eram însărcinat cu prima fetiță în altă cameră, acolo cu coridoraș, am făcut când eram însărcinat cu a doua, pentru că am vrut că nu o să vină copii de la maternitate să fie tot curat, să fie tot proaspăt. Și eu mă gândesc că eu văzut că e reparații și s-au gândit că ar putea să iei mai mulți bani. Așa îmi imaginez eu, nu știu. Tu, practic, te pomenești în drum cu doi copii, ce o să faci? Mă ajut mama, mă ajut fratele și... Dumnezeu, nu știu, eu mă gândesc că... Eu am căutat gazdă, eu am vrut să mă mut în altă parte la gazdă, dar avem foarte multe lucruri. Și mă gândesc dacă ar fi posibilitatea, de exemplu, să răscumpăr un locușor care să nu-mi trebuiască copiii, să le spun că asta nu-i casa ta. Pentru că acum mă pomenesc în momentul că trebuie să-i spun că asta nu-i casa ta și i-am spus ieri și i-am spus că e casa mea, casa mea. Pentru copil de 2 ani și 8 luni nu înțelege că nu-i casa lui. Ce o să faci mai departe? Cum o să-ți crești copiii? Mai departe vreau să mă angajez la lucru. Nu pot sta mult acasă. Aștept cea micuță să o înțarc, să mai crească un pic ușor, măcar să înceapă a merge și apoi să o las cu mamica. Mamica e după operație și încă nu poate nici să ridice, nici nimic. Și are nici o săptămână, nu are de la operație. Nu? Azi e joi. Azi e miercuri, mâine are o săptămână de la operație. Cât de important a fost pentru tine interviul respectiv ca să-ți povestești durerea ta? Mi-a fost greu să povestesc, pentru că eu încă o dată am retrăit tot asta. Dar de fiecare dată eu când întâlnesc cu oameni care ne-au cunoscut pe noi pe amândoi, pe mine cu soțul, eu permanent le povestesc lucrurile acestea. Vă spun că nu este zis să nu vorbesc despre soțul meu. Dar există viață după moartea soțului sau nu? Pentru mine sau pentru el? Pentru tine. Pentru mine viața mea sunt fetițele mele. Asta e viața mea. M-a spus Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Dumnezeu... L-a luat pe el, mi l-a dat pe dânsele și asta e bucuria mea. Eu le văd pe ele că cresc, le văd cea mare și glumeață și jucăușă și mă uit și mă bucur. Le văd prin ele, da, absolut tot. Ele foarte mult seamănă amândouă, una cu caracterul, alta și la înfățișare, seamănă ochii, tot. Și eu îl văd pe el și parcă el continuă să trăiască. Dar pentru mine el e viu, el nu e mort pentru mine, el e viu pentru mine. Atât pentru astăzi, cu voi a fost Adrian Prodan. Dacă aveți istorii de viață care merită vorbite, îmi puteți scrie pe rețelele noastre de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.